Vă salut! Astăzi vreau să vă arăt vaccinul care l-am folosit contra salmonelei. Este un vaccin foarte bun, foarte eficient, Paracontrol Boost se numește, de la Belgica de Wert. Și se dă în ciocul porumbelului un mililitru pe porumbel. Mi-au mai rămas doi porumbei să le fac, doi porumbei care i-am adus acum recent. Și vreau să vă arăt și vouă cum se face vaccinul. Este un vaccin foarte, foarte eficient, foarte bun. Avem aici o seringă gradată până la 5. Vom trage 2 ml jumătate. Vă spun și de ce 2 ml jumătate. Din cauza furtunașului care îl utilizăm, da? 2 jumătate, așa. Avem furtunașul care este semi-cauciucat, să nu lovim porumbelul în gât când băgăm în furtunașul, da? Noi când vom da la porumbel, la al doilea porumbel doza, jumătate de mililitru va rămâne în furtunaș. Este măsurat. Deci, foarte atent, de fiecare dată când băgăm seringa, scotem seringa să dăm, să avem tot timpul jumătate de mililitru în plus pentru furtunașul care îl avem. Eu pun pe pauză și mă duc la porumbei, prin porumbeie. Și o să vă arăt cum se face vaccinul. Sunt sigur că mulți din voi știți cum se face vaccinul, dar după cum vă repet mereu, canalul meu de YouTube este pentru începători. Pentru cei care nu știu ce vaccin să dea la porumbei, nu știu cum să faci un vaccin, sunt pentru ei, pentru începători, da? Profesioniștii care sunt profesioniști, știu că tot timpul ei vor avea ceva de comentat, așa este în sportul ăsta, nu poate să fie tot frumos, să fie omenești. Trebuie să fie unul care să comenteze, să te înjure, dar peste astea trecem. Le lăsăm în spate, că nu avem noi timp de așa ceva. Da, pun pe stop, mă duc la porumbei, îi prind și vă arăt cum se face vaccinul. Mi-am amintit că am în frigider o doză de salmopete. Deci pentru toți care știți că ați cumpărat porumbei în ultimul timp, ați adunat porumbei din mai multe crescătorii și nu știți prea multe despre ei, este bine să facem în primul an, până ne echilibrăm un pic crescătoria, este bine să facem salmopete, da? Salmopete de la Pharma. Asta îl folosesc. L-am folosit și îl folosesc cu încredere, îl găsesc foarte benefic, își face foarte bine efectul. 0,5 ml pe porumbel și se face subcutan, da, după cap. Da. Deci vaccinul care vi l-am arătat, primul, el se face după ce facem, suntem siguri de porumbei. Deci după ce facem vaccinul de salmopete, pentru siguranța noastră, pentru siguranța noastră facem aceste vaccinuri. Cineva m-a întrebat câți porumbei concurez. Deci cu porumbei bătrâni, anul ăsta voi avea 19 femele, din care una este sub supraveghere,
din cauza că a fost accidentată la o aripă. Da, astea sunt femelele. Astea sunt toți porumbei care voi concura. 19, mai exact, cred că 18 femele. Concurez doar femelele în al doilea an. La pui concurez și masculii și femelele. Da? Un numeric foarte mic, foarte mic. Ca să poți să ții sub control porumbei, nu trebuie să ai mulți porumbei. Că dacă ai mulți, nu-i mai ții sub control. E foarte greu să îi controlezi. Da, sperăm anul ăsta să facem, să facem o treabă bună la maratoane. La viteză, la demifonde, ele vor lua etapele la rând. Sunt sigur că și acolo vor prinde locul 1 pe viteză, pe demifond, pe fond, vor zbura etapele toate. Da. După cum v-am spus, singurii doi porumbei care n-au mai fost vaccinați la mine, care am cumpărat, care am adus acum ultima dată, sunt porumbei de la domnul Fantu Viorel, Dumnezeu să-l ierte, care a murit, Catriz și Fabre, combinația lui de porumbei care au zburat ani de zile foarte bine în crescătoria lui. El este un mascul, este un mascul din 2015. Sper să fie încă reproducător, da. Ei au fost pregătiți. Despre pregătirea porumbeilor vreau să vă spun, deci marea greșeală care o fac majoritatea crescătorilor, s-a apucat să dea porumbeilor tratamente înainte să se pregătească. Adică pregătirea, în ce constă pregătirea asta? Îi luăm, de exemplu, cum fac eu. Eu cam cu vreo două săptămâni înainte, 10-15 zile înainte, când știu că dau un tratament, mai ales un tratament puternic la porumbei, îi pregătesc, le pregătesc flora intestinală, gușa, stomacul, cu probacomie, cu caucabam, cu sedocol sau cu topepavita de la Next Level sau cam astea sunt produsele. Dintre toate, cel mai tare îmi place topepavita cu probioticsul de la Next Level, dar sunt un pic cam scumpuțe și nu prea am, da, eu vă spun ce îmi place mie cel mai tare. Își face efectul ca niciunul altului, da? Da, după cum vă spun, este destul de scump. Dacă, mai ales dacă ai puțin porumbei, eu acum, de exemplu, porumbei ăștia, nu am mai avut sedocol și am dat comandă la Next Level și am cumpărat topepavita cu probioticsul. Pe ei am pregătit cu topepavita și cu probioticsul. Stați să văd dacă le-am aici jos. Le-am adus aici. Cam așa arată. Top Hepavita, foarte, 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 îmi place foarte mult, și Top Probiotics. Produsele astea le-am pregătit, porumbeii ce i-am adus ultima dată. Haideți să vă arăt cum fac vaccinul. Picioc, da, luăm porumbelul, deschidem ciocul. Sunt singur și se face mai greu. Normal să facem doi. Da, 1 ml. Băgăm furtunașul. Ușor să nu lovim porumbelul în gât. Da.
1 ml. Foarte important, 48 de ore nu mai dăm nimic la porumbel, nici Topepavita, nici probiotics, nimic, apă goală, da? Lăsăm medicamentul să-și facă treaba, să-și facă efectul și după aia continuăm încă 10 zile cu recuperarea porumbelului. Prindem și femeluța. Avem o femeluță foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. O musculatură extraordinară, se vede, porumbeii lucrați foarte bine. Porumbeii domnului Fantu Viorel lucrați foarte bine, a știut cum se țină. O femeluță foarte bună la mână, o osatură foarte bună, o musculatură se închide până în spate. Roșie frumoasă. Sperăm să facă surpriză la Barcelona, am încredere în ei. Vor fi porumbei de Barcelona. Da, haideți să le facem și vaccinul. După cum v-am spus, aia 50 de 0,5 ml de produs va rămâne în furtunaj, da? Noi acum, când băgăm seringa să tragem următorul vaccin, nu scoatem furtunașul din prima. Tragem înapoi produsul, da? Îl avem aici, da? Se vede, 0,5 este aici, ok? Dacă nu, ce se întâmplă? Vă arăt acum. Da, au ajuns în capăt. Noi scoatem furtunașul. Pierdem la fiecare încărcare a seringii, pierdem câte 0,5. Dacă o încarci vreo 20 de ori, ai pierdut 10 vaccinuri. Așa că mare atenție. Aici avem avem umiditatea foarte foarte ridicată în aer. Este o umiditate de 60%. Deci e foarte mare. Eu o să continui să le dau Top Hepavita în apă. Și cu produsul natural de caucaba. Îmi plac foarte mult porumbei cum se prezintă după ce, deci cum se prezintă găinațul lor după ce folosesc Topepavita. O să fac un video și cu chestia asta. Se va arăt. Nu chiar așa de frumos, dar o să vă arăt cum efectul produsului. Nu fac reclamă, nu vând produs, eu nu vând produs, nu fac reclamă la niciun produs, dar doar vă explic ce folosesc eu. Dacă credeți că le folosesc bine și credeți că le puteți folosi, le puteți folosi cu încredere. Mie îmi dau rezultate, deci le puteți folosi cu încredere. Dacă mie de fapt eu fac rezultate cu produsele respective, cred că puteți face și voi. Și voi. Nu vă spun ceva ce nu am dat, ceva ce nu am făcut eu, ceva ce am auzit. Da, poți să dai. Românul tot timpul, el e pe primul loc. Chiar dacă nu știe, el știe. Chiar dacă el, ca să nu rămână de prost, el îți spune că unii Bucureștiul, la nord. De fapt, el nu știe. De fapt, Bucureștiul trebuie să o iei la sud. Dar el
îți spune, ca să nu pară că e prost, îți spune. Da, de aia zic, da, eu dacă spun ceva aici și învăț pe cineva o chestie, mă asum, da, îmi asum ce spun, pentru că nu spun decât ceea ce fac eu, ceea ce am făcut eu și am avut rezultate. Ceea ce am făcut eu și mi-a plăcut ce a ieșit după ce am făcut. Nu vă pun să faceți nimica fără să fi făcut eu. Nu vin cu povești de la alții, o dat X, Y și am auzit că a mers. Nu. Sper să vă fi plăcut video. Sper să nu fie omis nimica. Aștept comentariile voastre. Voi reveni în curând cu alt video. Ce să vă mai spun? Sănătate și numai bine!